În luna februarie 2015 au fost eliberate 21 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, numărul acestora fiind mai mic cu 8,7% față de luna precedentă. Toate autorizațiile pentru construirea de clădiri rezidențiale din mediul urban au fost eliberate în municipiul Zalău. Autorizațiile eliberate în mediul rural reprezintă 71,4% din autorizațiile pe total județ. Cele mai multe autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale au fost eliberate de Consiliul Local al municipiului Zalău. 6 autorizați și Consiliul Local al Comunei Hereclean, 4 autorizații. Numărul autorizațiilor de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale a scăzut cu 4,5% în luna februarie 2015 comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, scăderea fiind reflectată în mediul rural, minus 6,3%. Cea mai mare scădere a numărului de autorizații eliberate pentru construirea de clădiri rezidențiale față de luna corespunzătoare din anul precedent s-a înregistrat în localitatea Crișeni, minus 8 autorizații. Creșterea ale numărului de autorizații autorizație liberate pentru construirea de clădiri rezidențiale în luna februarie 2015 față de luna corespunzătoare din anul precedent, cu valori cuprinse între 30% și 100%, s-au înregistrat în localitățile Buciumi, Crasna, Dobrin, Hereclean, Ip, Mirșid, Nușfalău, Pericei, Treznea și Vârșolț. Pe de altă parte, numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri nerezidențiale, comparativ cu luna februarie 2014, a crescut de 5 ori, iar numărul autorizațiilor pentru extinderi la clădiri rezidențiale existente a crescut crescut el de trei ori. În februarie 2015 au fost eliberate 10 autorizații de construire pentru clădiri nerezidențiale, mai mult cu 42,9% față de luna precedentă și 3 autorizații pentru extinderi la clădiri rezidențiale existente, în scădere cu 40% față de luna precedentă.